Vă vine să credeți sau nu, stimați telespectatori, a mai trecut un an și la Credo TV vorbim din nou despre Săptămâna Căsătoriei, un eveniment anual care se desfășoară în perioada 7-14 februarie. De aceea am invitat alături de mine pe o parte din organizatorii de la Cluj-Napoca și încep cu Corneliu Sechei Hațegan, care este coordonator național Săptămâna Căsătoriei în România, părintele profesor Stelian Tofană, care este profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj, și familia Dan, MŞ și Valentin, organizatori. Bine ați venit fiecare! Vă mulțumesc că ați venit! Zilele acestea vedem tot mai mult cât de atacată este familia și cât de tare se dorește desființarea valorilor familiei și de aceea mă bucur să vă am alături de mine să vedem de ce se organizează Săptămâna Căsătoriei, cât e de important să se organizeze un astfel de eveniment. Te rog, Corneliu, îți mulțumesc că ai venit cu mai puțin decât ai vrut, cu armată de oameni ai vrut să vii, îți mulțumesc că ai reușit să reduci numărul lor, ca să putem vorbi cu toții. Te rog, Corneliu, să-mi spui. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Săptămâna Căsătoriei este un lanț internațional de evenimente și promoții pentru cuplurile căsătorite, care a fost lansat în anul 1997 în Marea Britanie. Eu și cu soția mea și împreună cu câțiva colaboratori dragi, familia Dan, care este aici în studio, și alte persoane care au inimă pentru familie, am lansat Săptămâna Căsătoriei în România acum 7 ani. De atunci tot lucrăm la acest proiect. În ce constă mai concret această Săptămâna Căsătoriei? În evenimente derulate de biserici sau de organizații, evenimente cum ar fi cine pentru cuplurile căsătorite, serate, seri pentru cupluri cu discuții pe teme de familie, slujbe religioase speciale având ca tematică familia și altele. De altă parte, se pot implica și firmele să facă promoții sau oferte speciale ca să încurajeze cuplurile căsătorite să petreacă un timp în doi în oraș sau să servească o pizza acasă în timp ce cineva drag stă cu copiii. Așadar, la Cluj s-au implicat în ultimii ani și se implică și anul acesta florării, cofetării, restaurante, librării creștine care oferă reduceri, oferte speciale pentru cuplurile căsătorite. MŞ și Dan, voi cum vă implicați? Sau cum v-ați implicat anul trecut, să vedem ce ați făcut și... Aș vrea să iau lucrurile de unde le-a lăsat colegul meu Corneliu, și anume că într-adevăr în 1997 s-a pornit această Săptămână a Căsătoriei în Anglia. Au pornit într-un mod foarte simplu de la un om, Richard Kane, care mergând într-un magazin de decorațiuni interioare și uitându-se în jur, și-a dat seama că oamenii investesc așa de mult în lucruri exterioare, în lucruri care se văd, și că de fapt o instituție sau o relație ca și căsătoria, dacă nu este întreținută, nu merge de la sine. Nu îi se face o redecorare, că era vorba de o redecorare, da? Da, da. Și dacă nu îi se face o redecorare, a zice, chiar zilnică, sau o redecorare mare o dată pe an, atunci lucrurile nu... O renovare. Nu merg de la sine. Uh-huh. Și cum v-ați implicat anul trecut ca să-i ajutați pe căsătoriții din Cluj, care au vrut să participe la evenimentele organizate de voi, să își reînnoiască legământul și să se bucure noi, de căsătoria lor? Am început în anul trecut, a fost a 4-a ediție, în cadrul comunității din care facem parte, și noi am numit-o Gala Căsătoriei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că fiecare cuplu căsătorit se îmbracă într-o ținută mai specială, mai ales doamnele, și ne întâlnim într-un cadru de 3 ore în care, pe lângă faptul că sărim ceva împreună, sărbătorim cel mai în vârstă cuplu,
din biserica noastră și cea mai tânără. Și în funcție de ediție am făcut tot felul de elemente. De exemplu, a fost o tombolă în care toată lumea putea să participe, începând cu sac de cartofi pe care l-au donat și pe care după aceea l-au câștigat, pornind de la, continuând cu ulei presat la rece, continuând cu persoane care au spus că noi am dorit să plătim o cină romantică pentru cei doi într-o zi. Continuând cu aceste lucruri care fiecare s-a tras la sorți, dar ca să pot să particip la tombolă, în această perioadă de 7-14, fiecare cuplu avea de făcut niște lecții. De exemplu, să-ți manifesti dragostea într-un mod vizibil față de partenerul tău, oferindu-i un cadou care nu trebuie să fie neapărat costisitor, dar care să transmită mesajul: m-am gândit la tine, ești important. Continuând a-ți manifesta acest lucru verbal, a mărturisi în fiecare zi că ești important pentru mine și că doresc să ne îmbunătățim relația. Și pe baza acestor lucruri pe care cei care și le-au făcut aceste teme puteau să participe la aceste tombolă. I-ați verificat cumva? I-am crezut pe cuvânt. Ziceați că ați sărbătorit cupluri, cel mai vârstnic și cel mai tânăr cuplu. Câți ani aveau? Cam câți ani avea cel mai tânăr, cel mai vârstnic? 50 de ani de căsătorie. În acest an vor avea 51. Foarte frumos. N-aș vrea să vă las foarte mult să așteptați, părinte Tofană, să vedem cum ați ajuns dumneavoastră să vă implicați în săptămâna căsătoriei de anul acesta. Eu sunt nou în programul acesta. Sunt cooptat de către domnul Corneliu. De fapt, nu trebuie să fie nimic nou, pentru că, din alt punct de vedere, eu eram în acest program, având în vedere faptul că, în cadrul organizației creștine Agape, Prețuim Familia, anul trecut am avut o serie de conferințe, tocmai pe această problemă atât de importantă, acută devenită în ultimul timp, și anume cea legată de căsătoria creștină. Am spus că am avut o serie de conferințe la Casa de Cultură a Studenților, sigur, cu nuanțe pe tema respectivă legată de căsătorie, și anume e vorba de avort, o societate în care trăim, o lume fără familie, problema sensibilă, foarte sensibilă a societății noastre, cea legată de homosexualitate, care afectează, sigur, într-un anumit sens familia, după aceea relația dintre părinți și copii, pe o temă iarăși importantă, mai pot fi copii educați, mai sunt părinți un exemplu astăzi. Și vom continua și anul acesta, iarăși cu 5 teme importante care au legătură cu familia. Așa că, din acest punct de vedere, eu pot să spun că sunt de la început în cadrul programului Marriage Week, adică săptămâna căsătoriei, pentru că, repet, am pus accentul, am fost implicat și sunt în continuare preocupat de nuanțarea și dezvoltarea acestei teme în urbea noastră, în cetatea noastră a Clujului. E vorba, sigur, în primul rând, de societatea în care trăim. Așa că, iarăși repet, din acest punct de vedere, sunt acasă în acest program. Da, și telespectatorii noștri sunt obișnuiți deja cu conferințele dumneavoastră, că și noi le-am difuzat pe televizor. Și știu că în curând, cât de curând, veți organiza o primă conferință care cred eu că va fi preambulul săptămânii căsătoriei de anul acesta. Da, așa a fost și gândită. Este vorba de conferința din săptămâna aceasta, din 4 februarie, adică de joi, ora 19, la Casa de Cultură a Studenților, exact în locul în care am desfășurat și celelalte conferințe, intitulată această conferință Valentine's Day, căsătoria de o zi sau de o viață, și care cred că prefacează foarte bine, poate nici nu se putea mai bine, o astfel de conferință care să prefaceze absolut întregul program legat de săptămâna căsătoriei, și cu această ocazie vreau să accentuez cât de importantă este implicarea noastră a tuturor, numai a celor de față, în
ceea ce înseamnă, de fapt, promovarea valorilor tradițional creștine ale familiei. Da, un lucru care suntem des întrebați, ce organizăm, cum organizăm. Săptămâna căsătoriei în sine nu este un proiect, este o mișcare. Și asta mi se pare atât de frumos, faptul că fiecare poate să se implice și poate să o facă, să zic așa, în ograda lui. Poate dacă la noi, la comunitate, în comunitatea noastră vine cea și spune este o serată, poate nu are relevanță. Dacă spun că e o cină romantică sau spun că este o gală sau spun că este o conferință. Și mie, asta mi se pare grozav, faptul că nu este un proiect care are anumite limite, ci este o mișcare la care toată lumea poate să adere dacă este de acord că căsătoria înseamnă relația dintr-un bărbat și o femeie, dacă crede că această instituție nu are o bârșie omenească, ci este ideea lui Dumnezeu. Și noi credem că aceasta este cel mai bine. Prin asta nu vreau să spun sau să spun că un bărbat și o femeie, dacă au, dacă trăiesc împreună, nu pot să trăiască bine. Dar noi suntem aici să promovăm cel mai bine. Și noi credem că asta este cea mai bună soluție. Exact, promovăm ideea lui Dumnezeu, nu ceea ce a simplificat societatea, până la urmă. Așa cum Părintele Tofan, am aflat că se implică de mai multă vreme în promovarea familiei și a valorilor familiei, a tainei familiei. Tot așa știu că și voi vă implicați regulat în comunitatea voastră și explicați-ne cum vă implicați până la taină. Eu, de felul meu, fiind mai nonconformist, am încercat întotdeauna să extrapolez un pic, să extind limitele acestei săptămâni și intenția mea este să nu să o fac o lună, ci să o fac un an, de fapt să o fac o viață. Doresc să-mi sărbătoresc căsnicia în fiecare zi alături de soția mea. Mi-am făcut lecțiile, mi-am făcut tema în acea săptămână. MŞ poate să confirme lucrul ăsta. Iar ceea ce am încercat în comunitatea noastră, dincolo de gala pe care am organizat-o în fiecare an și o vom organiza și în acest an, am organizat mai întâi ieșiri cu cuplurile, o dată pe an, am ales un cadru special și singura condiție de participare a fost să fie el și ea căsătoriți. Le-am oferit un cadru în care să purtăm discuții, să ne deschidem unii față de alții, să avem un mediu foarte plăcut. Au fost discuții pe teme de familie? Doar pe teme de familie. Teme, da? Ateliere, seminarii pe teme de familie. Iar în acest an vom face în premieră o tabără de familie, unde o să încercăm din nou într-un cadru de data asta absolut neformal, sălbatic aș spune, am să-i provoc pe cei care au curajul să vină ca parteneri, să vină ca și familii, inclusiv copii, să petrecem 3, 4, 5 zile câte vom rezista în sălbăticie, în corturi, apă, toaletă în brusturi și așa mai departe. Înțeleg. Deci vă descurcați foarte bine la capitolul acesta. Încă nu știu dacă s-au edificat telespectatorii cu ceea ce va urma să faceți anul acesta. Vă rog să îmi spuneți. Anul acesta... După preambul. Da. Aș vrea să spun înainte de asta câteva lucruri despre niște conjuncturi favorabile pe care le-am avut începând cu anul trecut. Și anume, în anul 2015, Cluj-Napoca a fost capitala europeană tineretului. Acesta a fost un bulgăre de zăpadă care a unit toate bisericile și mai multe confesiuni s-au alăturat acestui bulgăre de zăpadă. S-a ajuns să fie o conferință de 8.000 de persoane la sala polivalentă în Cluj-Napoca, o conferință creștină în cadrul Cluj-Capitala Europeană Tineretului.
Și în același timp au fost mai multe acțiuni care, asemenea nouă, încearcă să... Ce conferință? La ce te referi? A fost conferința Believe cu invitat Ravi Zaharias. Vreau să spun că anul trecut au fost cel puțin 4 acțiuni majore care, asemenea nouă, încearcă să mobilizeze bisericile și să susțină cauza familiei. A fost, la începutul anului, de fapt a fost de 2 ori în timpul anului 2015, campania de veghe 40 de zile pentru viață, apoi a fost marșul pentru viață, apoi aceste marșuri sau proteste în vederea susținerii familiei Bodnariu, familia căreia i-a fost răpiți copiii de către protecția copilului din Norvegia, și în ultimul rând acțiunea de strângere de fonduri, acțiunea de strângere de semnături, pentru ca să se specifice în Constituția României faptul că familia este una dintre un soț și o soție. Bărbat și o femeie, da. Bărbat și o femeie. Această acțiune de strângere de semnături din nou mobilizează toate bisericile și au fost mai multe conjuncturi care au adus bisericile la oaltă, care asemenea nouă nu încercăm, la spunea căsătorie, nu suntem o mișcare ecumenică, nu încercăm să aducem toate bisericile la oaltă, nu încercăm să-i convingem să renunțe la diferențe, nu. Invităm fiecare biserică în incinta lor să organizeze un eveniment sau să organizeze o cină pentru cupru la o sală de evenimente. Exact, în ce oraș. Găsesc ei de cuvință, sigur. Și noi ne înscriem pe aceeași linie cu toate aceste mișcări, încercăm să mobilizăm bisericile să susțină cauza familiei. Sunt diverse atacuri asupra familiei și la noi în țară și în alte țări și la nivel mondial. Stresul este tot mai mare și este nevoie să susținem familia. Ca urmare acestor conjuncturi favorabile, în toamna anului 2015, am primit binecuvântarea părintelui mitropolit Andrei Andrecuț, mitropolitul ortodox al Clujului, și în consecință am reușit să implicăm parohiile ortodoxe și preoții ortodoxi. Ei vor face diverse evenimente. În primul rând avem pe Părintele Tofană, care va avea evenimentul din data de 4 februarie de ora 19 pe tema Valentine's Day, căsătorie de o zi sau de o viață la Casa Studenților. Apoi Părintele Ciprian Negrean de la Biserica Studenților din HD-ul, împreună cu cei de la organizația ASCOR, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala Cluj, și ei vor derula 2 seri duhovnicești. Poate în ar fi de bine 9 și 11 februarie. Poate ar fi aici bine să precizăm de ce am dorit și de ce am avut aceste inițiative. Știm noi așa, în HD sunt foarte mulți studenți. Ce legătură are cei necăsătoriți cu săptămâna căsătoriei? Păi au o mare legătură, pentru că conform statisticilor, nu numai la nivel european, ci la nivelul Clujului, este că tinerii nu se mai căsătoresc. Și nu se mai căsătoresc din diferite motive și de aceea am... Dar nu devin asceți. Da, 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 într-adevăr, da, ăsta e foarte... Da, deci concubinează și ne-am bucurat așa de mult că părintele Ciprian a fost atât de deschis spre a avea discuții cu acești tineri. Faptul că e bine să te căsătorești și în acest cadru ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Și pe mai mult este... Cred că este important și ce... Și este important ca niște formatori de opinie, cum este părintele Tofană, cum este părintele Ciprian, cum este de fapt orice om care a trecut prin viață, să vină și să spună nu ceea ce se spune în filme despre căsătorie și despre dragoste. Și despre dragoste, aceea că cei doi se blazează și că de fapt e așa de plictisitor și acele glume aparent nevinovate care se fac pe treaba căsătoriei sau de fapt infidelitatea, toată lumea o face, nu-i nimica, nu-i un capăt de lume de fapt. De fapt toată lumea are relații intime înaintea căsătoriei, nici asta nu este o problemă așa de mare. Ori, de fapt, lucrurile nu stau așa.
Și statisticile spun, a fost foarte foarte surprinsă când la această conferință a săptămânii căsătoriei la nivel internațional s-a făcut următoarea constatare. Când oamenii s-au gândit de două ori dacă se căsătoresc sau nu. Și vorbitorul de acolo a spus, este concordanță directă între medicamentele contraceptive și rata căsătoriei. Am fost surprinsă să constat. Da, eu cred că ceea ce spune doamna Mișe este foarte important, este relevant pentru tinerii de astăzi. Tocmai acest lucru am vrut să-l accentuăm și noi în conferințele noastre. Și am impresia că, deși căsătoria creștină, de familia creștină, de fapt, este celula de bază a societății, și ea este cea mai atacată. Și nu ne dăm seama, nu realizăm că, de fapt, lovind în familia creștină, lovind în celula de bază a societății, societatea însăși se va desființa. Și în momentul în care societatea se va desființa, omul va rămâne singular, va rămâne un individ singular. Și atunci, cu siguranță, va dispărea personajul colectiv care este omul. Va dispărea colectivitatea. Va fi o singurătate, sau o singurare generală. Și aici este pericolul mare pe care societatea de astăzi nu îl percepe. Sau îl percepe, sigur, din interese diferite. Și atunci, ce am constatat eu, este că foarte puțin accent se pune pe pregătirea tinerilor pentru realizarea căsătoriei creștine. Și asta ar trebui să fie preocuparea majoră a bisericilor astăzi, mai mult decât ieri. Adică vreți să spuneți că ați descoperit că e nevoie ca să se pregătească tinerii înainte de căsătorie? Absolut nevoie. Eu am fost în America anul trecut de două ori și am avut ocazia să constat în spațiul unor biserici cât atenție se dădea pregătirii tinerilor pentru pasul acesta, pentru căsătorie. Și anume, erau programe cu tinerii care aveau intenția în viitor să se căsătorească. Programe cu tinerii care deja făcuseră un prim pas, anume, deja luaseră contact cu familiile lor, cu părinții, părinții știau de intenția lor, ei erau mai hotărâți în pasul pe care să-l facă, apoi consiliere cu cuplurile care urmau peste o lună sau peste două să se căsătorească și cu atât mai mult cu cei care chiar urmau în săptămâna următoare să se căsătorească. Și foarte interesant, consilierea era odată la nivel, să spunem, individual, după aceea vis-a-vis de cei doi, erau implicate și familiile. Și asta este foarte important. Și eu constat că în spațiul nostru românesc, trebuie să spun acest lucru foarte deschis, în spațiul ortodox trebuie să se facă mai mult în acest sens. Pentru că de viitorul familiei creștine va depinde viitorul nostru al tuturor, viitorul copiilor noștri, viitorul nepoților noștri. Și se spune aici foarte frumos de căsătoria care, de fapt, generează viața. Ori, darul pe care îl primim de la Dumnezeu, care este viața, nu este confesional. Nu există dar confesional, nu există viață confesională ca dar al lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă mai departe confesiunea nu e nimic altceva decât exprimarea într-o anumită formă, a relației noastre directe cu Dumnezeu. Dar darul vieții pe care îl primim toți și pe care trebuie să-l apărăm cu orice preț, nu este confesional. Atunci când Dumnezeu a dat viața, a creat viața, n-a creat o viață confesională. Și aici trebuie, ceea ce spunea și Cornelu, trebuie să ne unim toate bisericile, eforturile pentru apărarea acestui dar comun, care este darul vieții și pe care îl primim de la Dumnezeu și pe care să-l perpetuăm apoi mai departe în cadrul unei familii creștine. Nu în cadrul unor familii surogate, care sunt surogate de familie, în cadrul familiilor de probă, în cadrul familiilor așa zise parteneriate de viață. Ce sunt acelea?
Ce sunt familiile acelea? Ce copii se nasc acolo? Ce copii sunt educați acolo? Ce valori spirituale, tradiționale, creștine, ale Evangheliei vor fi promovate în aceste familii? De aici efortul nostru al tuturor absolut comun. Și eu apreciez televiziunea dumneavoastră din acest punct de vedere. Mass media trebuie să fie mai mult implicată în ceea ce înseamnă promovarea acestei valori a societății, care este celula de ei de bază, și anume familia creștină. Nu orice fel de familie. Și tinerii trebuie să fie mai mult învățați vis-a-vis de felul în care trebuie să se pregătească pentru căsătorie, pe de-o parte, iar pe de altă parte să fie conștientizați că doar în cadrul familiei creștine se realizează și ca valori individuale. Și acest lucru trebuie să-l accentuăm mai mult. Așa este. Și eu vreau să subliniez faptul că am observat în ultimul an, cel puțin la Cluj-Napoca, în cadrul Săptămânii Căsătoriei și în cadrul celorlalte acțiuni pentru viață, faptul că există o tot mai mare deschidere spre colaborarea interconfesională. Spre exemplu, observăm preoți ortodoxi și greco-catolici care ies în stradă la diverse acțiuni pentru viață împreună cu baptiști, penticostali. Și pe de altă parte, observăm cum pastori neoprotestanți colaborează cu preoți din bisericile tradiționale. Ceea ce este un lucru foarte frumos. Au început să cadă acele garduri confesionale care ne separau, care ne făceau să ne închidem fiecare în cochilia noastră. Așa cum a spus noastră. Părintele Tofană, da. Valorile biblice ale familiei ne-au unit. Ne unesc să ieșim. Sigur, în toamna anului 2015 am obținut binecuvântarea Părintelui Mitropolit Ortodox Andrei Cuț și începând cu acel moment am realizat că noi am reușit să implicăm în Săptămâna Căsătoriei marea majoritate a confesiunilor religioase. Se implică biserici ortodoxe, biserici greco-catolice, biserici reformate, biserici baptiste, biserici penticostale, biserici independente și alte biserici. Prin această emisiune vrem să facem o chemare către oricine care nu a auzit de Săptămâna Căsătoriei să organizeze evenimente. În România, momentan, avem evenimente în București, Timișoara, Mediaș, Sighișoara, Satu Mare, Sibiu, Ploiești, Suceava și alte câteva orașe. Dacă nu v-ați auzit localitatea dumneavoastră pe această listă, puteți fi primul care să, sau primii care să organizați un eveniment pentru cuplurile căsătorite în săptămâna 7-14 februarie, chiar anul acesta și de asemenea și anul viitor. Am observat de pe bannerul evenimentului de anul acesta, de la Săptămâna Căsătoriei, care are un motto și acesta sună așa: El și ea, taina căsătoriei împlinite. Nu știu cine a avut ideea acestui motto și aș vrea să ne-l explicați. Oarecum am acceptat provocarea de a genera un motto pentru această ediție. În fiecare an am încercat să avem un alt motto pentru Săptămâna Căsătoriei. În acest an ținta motoului a fost El și ea, pentru că luptăm pentru această modificare a articolului din Constituție. Cu alte cuvinte, căsătoria este între un bărbat și o femeie. Am stilizat această idee în El și ea. Cât privește împlinirea în căsătorie, am considerat că este un secret, este un mister, este, iată, o taină. Am plecat de la două idei din Proverbele lui Solomon. După cum fierul ascute fierul, așa un om îl ascute pe alt om, referindu-se la cei doi parteneri. Și după cum omul își oglindește fața în oglindă, așa răspunde inima omului inimii omului. Iată, e vorba de interacțiune, e vorba de un dialog între cei doi, e vorba, dacă vreți, de un creuzet al căsniciei din care aurul curat poate să iasă eliberat de zgură, dar această rețetă este într-adevăr o taină. Eu aș nuanța puțin acest motto. Cred că ar fi trebuit să se pună acolo un semnul întrebării, pentru că dacă spunem El și ea, taina căsătoriei împlinite, e o afirmație. Și asta însemnează că ei doi sunt împliniți, ori știm că nu sunt împliniți atâția în societatea noastră. Și atunci, dacă am pune un semnul întrebării, El și ea, taina căsătoriei împlinită, cred că am lansat mai multe puncte de reflexie pentru mulți dintre noi. Adică
el și ea sunt cu adevărat împliniți și dacă nu sunt împliniți, ce au de făcut ca să fie împliniți. Sigur, e o nuanță care nu mai putem modifica, dar pentru mulți dintre cei care ne ascultă, cred că acest semn de întrebare pe care să-l punem la sfârșitul motoului, cred că înseamnă multe puncte de reflexie, o întoarcere spre noi înșine, de fapt o introspecție pe care să o facem și să vedem dacă într-adevăr suntem împliniți, eu și ea, el și ea, suntem sau nu împliniți. Iar dacă nu suntem împliniți, ce avem de făcut pentru a fi împliniți? Sigur, aici s-a amintit foarte frumos de căsătorie sau de familia creștină ca fiind o taină. Eu am accentuat tot mai mult în ultimul timp și voi accentua acest aspect. El și ea nu sunt într-o relație. Deci soțul și soția nu se găsesc într-o relație. Ci soțul și soția în cadrul familiei creștine sunt una. Adică el este cealaltă jumătate a ei și ea este cealaltă jumătate a lui. Nu sunt două jumătăți distincte, ci sunt două jumătăți care formează un întreg. De aceea, în taina cununiei, pentru că sunt ortodox, în taina cununiei, în slujba cununiei, în spațiul bisericii ortodoxe, se accentuează acest lucru foarte mult. La un moment dat, preotul ia mâinile celor doi, le unește și acela este momentul epiclectic, adică al tainei căsătoriei, când preotul cere harul lui Dumnezeu peste cei doi. Și din clipa aceea, cei doi devin una. Deci nu mai sunt doi, ci una. Și de fapt nu e nimic altceva decât o promovare, să spunem așa, a principiului creștin care reiese din cuvântul lui Dumnezeu, care a spus de la început cei doi vor fi una. Iar Apostolul Pavel are un text absolut fabulos, inegalabil. Și anume în Epistola către Efeseni, în capitolul 5, unde el vorbește, taina aceasta mare este, iar eu zic, în Hristos și în biserică. Foarte multă lume crede că atunci când avem cuvânt, când ne referim la cuvântul acela, taină, mysterion, ne-am referit la ceea ce înseamnă sacramentul ca atare, adică vis-a-vis de ceea ce este ca cultic el, nu? Apostolul Pavel nu se refere acolo la un acultic, adică la o ceremonie religioasă, să spună taina aceasta, adică sacramentul acesta al bisericii, adică deși în biserica ortodoxă și în biserica romano-catolică, căsătoria este una din cele șapte taine sau sacramente ale bisericii. Apostolul Pavel nu avea în vedere acolo căsătoria ca și sacrament al bisericii, ca și ceremonial religios care se săvârșește în biserică, ci avea în vedere misterul acesta care se realizează între cei doi, și anume de a deveni una, cu toate că ei își păstrează mai departe fiecare individualitate. Fiecare rămâne mai departe el, cu caracteristicile proprii personalități, dar acești doi devin una. Și de aceea, asemănarea pe care Apostolul Pavel o face acolo cu privire la misterul tainei căsătoriei sau a familiei creștine este legată de relația dintre Hristos și biserică. Este acolo Hristos o paranteză, nu este o entitate aparte, biserica nu este o entitate aparte, ci Hristos și biserica sunt una. Pentru că El este capul acestui trup care este biserica. Nu putem să vorbim de o viață cu un cap separat, cu un trup separat. Nu putem să vorbim de un pom cu o coroană aruncată undeva, cu un trunchi în altă parte și să spunem că este pom sau că este viață. De aceea, toți trebuie să strângem rândurile și să accentuăm această idee a Apostolului Pavel, care iarăși nu este confesională. Învățătura Apostolului Pavel despre căsătorie nu este ortodoxă sau catolică sau evanghelică. Învățătura Apostolului Pavel despre căsătorie este revelație divină. Și revelația divină nu este confesională. Părinte Tofană, vă mulțumesc foarte mult pentru toate punctele care le-a spus pe problemele de care ne lovim zilnic. Și simt că acest interviu este mult mai îmbogățit pentru că ați fost și dumneavoastră aici. Vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc mult de tot și vouă, Corneliu, Emeșe și Valentin, pentru participarea la acest interviu. Îi invităm pe toți telespectatorii noștri să meargă la
săptămâna căsătoriei, să-și sărbătorească căsătoria fiecare. Și până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc spor la lucru și vouă, stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine tuturor!